Începând de astăzi, 3 iunie, se redeschide piața săptămânală de la Câmpia Turzii, strict pentru activitățile de comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei, efectuată prin standuri și chioșcuri. Locul de comercializare va fi pe platoul Oborului de pe strada George Coșbuc. Fluxul populației va fi supervizat de către Serviciul Public Administrația Piețelor, în colaborare cu Poliția Locală. Accesul pe platoul Oborului va fi asigurat prin intrările dinspre stația Petrom, respectiv dinspre parcul municipal Berg. Alături de noi este edilul municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae Lujigan. După ce în urmă cu ceva timp s-a deschis piața special pentru producătorii locali, iată că astăzi, 3 iunie, s-a deschis piața pentru comercianții non-alimentari. Da, se pare că viața încet, încet reintră la în normal și la Câmpia Turzii. Am luat hotărârea de a deschide piața agroindustrială strict cu producători din județul Cluj, pentru că este foarte important din punctul meu de vedere să ne protejăm producătorii locali, așa exact cum am luat și hotărârea pentru piața de zarzavaturi. Este vorba doar de cei din județul Cluj, într-o nouă locație, în fostul târg de animale a municipiului Câmpia Turzii, din două motive. Pe de o parte, pentru că aici putem controla fluxul de intrare și ieșire, pentru că încă suntem în perioada stării de alertă și trebuie să ne protejăm împotriva virusului COVID-19. Iar cel de-al doilea motiv este pentru că îmi doresc să învățăm populația să vină aici, pentru că aici va fi în timp mutată întreaga piața municipiului Câmpia Turzii. Fostul platou de jos din Berg, unde până acum se ținea piața, va deveni un loc de parcare, pentru că lumea poate să își parcheze mașinile acolo. Acolo avem un proiect de aproape 5 milioane de euro depus la Ministerul Dezvoltării pentru mai multe străzi, printre care și amenajarea acelei parcări modulare de acolo. Acolo se partea de parcare și de acolo pe aleea din spatele sediului poliției lumea poate veni la noua locație. Vedem o piață foarte bine gândită. Vedem și în dreapta, în stânga, vedem foarte bine puse standurile. V-ați gândit și la aspectul acesta? Da, pentru că ieri am avut o întâlnire, cred că aproximativ vreo 50 de reprezentanți ai firmelor sau persoanelor fizice care vând în această piață. M-am întâlnit cu ei și de acum acolo am stabilit modul acesta de vânzare. Repet, piața este mutată provizoriu în această locație până la momentul la care se finalizează partea de proiectare și execuția lucrărilor de asfaltare, pentru că în momentul în care începem efectiv lucrările, îi vom reloca din nou pentru 2-3 săptămâni când va dura partea de amenajare acestei piețe. De asemenea, există voci care întreabă când o să fie piața la capacitate mare, adică când o să vedem bucatele noastre tradiționale. Problema se va pune după 15 iunie și aș prefera să nu mă pronunț pe acest subiect, pentru că încă nu știm care vor fi hotărârile care se vor lua la nivel național. Dacă se va permite deschiderea în întregime a târgurilor, a piețelor, a locurilor de joacă, a parcurilor și mai departe, bineînțeles că vom da drumul și la partea de bucate, cum ziceți dumneavoastră. Sunteți de ceva timp în piață, să ne spuneți care este părerea oamenilor în ideea în care văd că oamenii intră dinspre Petrom și iasă înspre partea de Berg. Acum, eu cred că ar trebui să se întrebați pe ei ce părere au, chiar și pe comercianți. Eu am avut discuție cu ei, toată lumea pare a fi mulțumită. Cumpărătorii sunt mai puțini astăzi, pentru că lumea încă nu a știut despre deschiderea târgului. Sunt convins că de la miercuri, exact ceea ce se întâmplă dincolo, dacă veți merge acum în piața de zarat, este extrem de multă lume, așa va fi și aici. Dar cu toate acestea, spre surprinderea mea, lumea vine și își face cumpărăturile pentru cele trebuincioase. Mulțumim, domnule primar, să sperăm că după data de 15 vom avea și alte relaxări. Mare drag. Dacă se permite, noi suntem dispuși orice se face ca să tragem lumea în Câmpia Turzii. Cât de mult v-a afectat pandemia afacerea? Destul de serios, că nici înainte nu mergea treaba foarte bine și a fost un blocaj, asta e adevărul. Deci o frână în tot ce înseamnă economie, nu numai pe noi, pe toată lumea. Sunteți din județul Cluj, nu? Din Cluj. Ce părere aveți despre organizarea pieței în acest fel la Câmpia Turzii? Păi, e prima zi de piață și sperăm că o să fie mai bine. Din ce se vede, în prima fază, e mai bine organizat. Deci nu,
nu ne-au ascultat nici, adică nu că nu ne-au ascultat. Noi am cerut de mai multe ori să se modifice un pic organizarea, că noi nu alei și aleiuțe și intrări și nu, e clar, vine omul, intră pe alei, se duce, că nu vrea să intre în labirintul ăla, că se pierde. Și atunci, sigur că două, trei alei sau câte trebuie drept, e altceva, e altceva. Să... Exact, exact. Și relaționarea dumneavoastră cu autoritățile locale din Câmpia Turzii? Ieri am discutat mai exact, că n-am avut până acum contact, n-am avut. Am înțeles, domnul primar a chemat cam toți comercianții de aici și oarecum vi s-a cerut și părerea dumneavoastră. Deci ne-a primit ieri, am discutat, am spus despre ce e vorba, acum sigur să vedem. S-au făcut niște promisiuni că o să se asfalteze, o să se facă alte condiții, în regulă. Păi toată lumea vrea să trăiască mai bine, nu? Și să fie condițiile cât mai bune. Și încă o întrebare, pentru că suntem la Câmpia Turzii, noi suntem din zonă, cum vedeți piața Câmpia Turzii comparativ cu restul piețelor din județ? Păi, în regulă. Acum, sigur, Câmpia e un oraș mai mic, nu. Fiecare oraș are istoricul lui și are componența lui și oamenii care vin și, sigur, că fiecare... Acum, la Cluj nu este. La Cluj este oserul care... Eu nici nu mă duc la oser, că nu am marfă veche și nu am ce să vând în oser, dar mai mergem la Huiedin, unde și acolo e organizare ok, e în oraș, pe o stradă care e în centrul orașului, pe toată lungimea străzii, toată lumea stă pe dreapta, deci nu este față cum e aici, toată lumea stă pe o parte, mașini pe partea cealaltă, vine lumea să plimbe pe toată strada aia, pe lungime, vede marfa, vede la toată lumea, are de unde să aleagă. Așa, când intri și aici ai un cort, aici ai o dubă, aici ai o mașină, aici ai o remorcă, nu se știe ce-i. Cum vedeți organizarea pieței în acest moment? Acum, foarte bine, mi se pare super organizat. Mi s-au ascultat rugămințile, pentru că ieri am fost primit în audiență la domnul primar. A fost foarte fain cu noi, a fost la obiect și mi se pare că e ok acum. Comparativ cu alte piețe din județ? Acum este bine, acum este bine. N-a fost bine organizată, dar acum este bine. Mi se pare bine. Cât de mult v-a afectat pandemia afacerea? Păi... Afacerea noastră e afacere mică, nu pot să zic că ne-a afectat foarte tare. O să vedem de acum înainte, să vedem ce vânzări vor fi, cum vom supraviețui. În principiu nu pot să vă spun acum, e prima zi în care am început activitatea. După o lungă perioadă de timp? După 3 luni aproape, da, când a fost închis pe 11 martie, da. Am înțeles, cât de des vin oamenii, că văd o aerisire oarecum acestei piețe și văd că oamenii chiar intră și în dreapta și în stânga. Foarte bine, chiar foarte multă lume, neașteptat de multă lume, fiind prima zi în altă parte, practic n-am fost înainte aici, deci mi se pare chiar multă lume, dornică de libertate și de să-și aerisească mințile și sufletul, cred că. Relaționarea dumneavoastră cu autoritățile locale? Bine, ok, super, deci mi se pare domn primar minunat, deci părerea mea e minunat, nu știu, acum l-am cunoscut ieri, dar e ok. Vă mulțumim mult! Cu drag! Mai joc, mai